Alo? Da. Bună dimineața! Neața. Doamna Lăceanu Ileana? Da. Doamna Lăceanu, suntem de la inspecția rutieră. Așa. Comisarul Urdăreanu mă numesc. Da. Și avem cu dumneavoastră și o veste bună și o veste rea. Care ați dori să, pe care ați dori să vă spunem prima dată? Eu știu. Haideți să vă spunem pe aia bună. Ia. Ieri, din ce avem noi aici, din datele noastre și din hârtiile noastre pe care le avem în față și în calculator, reiese că ieri a fost ziua dumneavoastră și vă spunem la mulți ani, doamna Lăceanu. Mulțumesc. Să aveți numai bucurii, deși cea de-a doua veste nu e cu bucurie, să știți. De ce? Păi avem o problemă cu dumneavoastră și trebuie să o rezolvăm. Noi v-am mai căutat la telefon, dar dumneavoastră probabil că sunteți o persoană mai ocupată și da, n-ați putut să răspundeți. Un pic că de-abia mă trezirăți din somn. Cine zisereți că sunteți? Comisarul Urdăreanu de la Inspecția Rutieră. Așa? Și acum câtva timp ați avut permisul de conducere reținut. Este adevărat? Păi e de mult. Cât de mult, doamna Lăceanu? Să fie un an, doi, șase luni? Un an jumate, cred. Un an jumate. Așa spune și la noi aici în calculator, că după un an jumate ați avut. Și s-a creat o greșeală. Acum, de-aia, eu sunt de la inspecția rutieră, eu fac niște inspecții către cei care rețin permise auto. Și am urmărit caseta video de acolo de unde s-a produs fapta, ca să zicem așa, și colegii mei v-au reținut prea puțin carnetul. Păi da, stați puțin. Eu stau, să știți că, da, să păi știți că mai puțin. Am de dat telefoane, că sunt o grămadă în cazul dumneavoastră și... Păi nu e așa, mă sculară-ți din somn și nu prea sunt coerentă. Ia, coericitivați-vă așa un pic, doamna Lăceanu. Deci păi nu cred că e nicio neregulă, pentru că mie mi-a fost luat pe 3 luni și așa. Eu am învățat și am dat examenul și mi s-a redus la 1 lună. Da. Normal. Dar ce ați făcut dumneavoastră, ne-am uitat pe casetele, pe filmările care au fost puse la dispoziția inspectoratului și trebuia să vă ia permisul pentru 6 luni, nu pentru 9 luni, că ați făcut-o grav de tot, doamna Lăceanu. Deci vreau să vă spun că sunteți a treia femeie din România care a fost prinsă cu viteza de 197,3 km la oră. Iauzi! Așa? Îmi sună cunoscut iauzi ăsta, nu știu unde l-am mai auzit. Iauzi? Da. Așa, și ce trebuie să fac? Acum să vă spun o chestie, că tot v-am trezit de dimineață. Să știți că noi nu făceam controlul ăsta dacă n-aveați un prieten care a sunat la noi. Nu pot să vă spun numele, dar să știți că aveți un prieten apropiat care a sunat la noi și ne-a zis, dom'le, ia verificați dumneavoastră mai bine ce s-a întâmplat cu Lăceanu Ileana și când am verificat a avut dreptate. Ci că lucrează cu dumneavoastră, auziți? Da? Da. Ăștia-s dușmani, cred că. Așa le-a zis și noi, că să știți că noi pe dușmani ne bazăm, că ăștia vin, fac anonime, ne scriu nouă aici, nu? Dușmanii, noi lucrăm cel mai bine cu dușmanii, doamna Lăceanu. Și ăsta e dușman cu dumneavoastră. Ce trebuie să fac? Trebuie să faceți în felul următor. Trebuie să veniți cu permisul de conducere. Unde? Să-l depuneți la noi aici, la inspectorat. Să vă pregătiți care, pentru... Care inspectorat? Unde? Ce județ? Inspectoratul... Păi nu, trebuie să-l aduceți la București, doamna Lăceanu. Acum da? A intervenit Bucureștiul, nu mai e cu Târgu Jiu, cu astea, cu Gorjul. Acum e la Cum București. Dacă pe actele mele scrie acolo județul Gorj, Târgu da. Jiu, da. City. Da. Târgu Așa. Jiu, City. Ei, la aduceți da? La Metropolis București. Atunci, dacă e City, da? Deci fiți atente, trebuie să învățați că veți da din nou examen, va fi mai dur de data aceasta examenul.
Și îl veți da de două ori, adică dacă trebuie să conduceți cu spatele 50 de metri după regulament, o să conduceți 100 de metri. În loc de 5 jaloane de spate. Domne, da. Mă înveți pe mine cum trebuie să conduc, am 450.000 de kilometri la bord. Ai, ce să spun, auzi, doamna Lăceanu, da. Auziți, ăștia 450.000, parcă ai fi șoferiță de tir. Mă scuz că zic treaba asta. Păi domne, eu colim toată țara, care-i problema? Noi avem aici, avem șoferi de tir, doamna Lăceanu, și n-au 450.000 de kilometri. Da, dar eu am, ia să vedem, au amenzi ca mine, eu iau și câte două amenzi pe zi. Păi vezi, asta vroiam să vă întreb. Câte ilegalități ați făcut în ăștia 450.000, doamna Lăceanu? Cât ați mers cu viteza asta? Nu fac ilegalități, nu fac ilegalități, dar conduc repede că trebuie să ajung în anumit loc. Trebuie să ajungeți într-un anumit loc? Da. Da, da, vedeți dumneavoastră că s-ar putea să producă un inevitabil, discutabil. Doamne, eu sunt mai bărbat decât bărbatul. Aolo. Da, mă descurc. Și cum vă descurcați în situația asta? Ce ziceți? Auziți? Eu așa. Pot să șterg cu buretele chestia asta, că eu din tastatură i-am dat un click și s-a șters tot. Și penalități, și puncte de penalități și amenzi și astea. Eu decât trebuie să dau un click la calculator și astea, dar eu trebuie să stau cu dumneavoastră. Ia zi, ce zici? Să ne întâlnim așa la o cafea, să stăm de vorbă, doamna Lăceanu? Păi ce să stăm de vorbă? Despre ce? Păi trebuie să dați și o amendă și amenda e destul de consistentă. O amendă pentru ce ați făcut dumneavoastră este de 16.000 de lei. Ai, domne, lasă-mă că nu mai cred de data asta. Păi eu de ce vă spun? Ne întâlnim la o cafea, vedem ce și cum. Poate vă spun și cine v-a dat în primire. Înțelegeți? Uite, pentru chestia asta fac eu un efort și vin eu la acolo unde stați dumneavoastră, la Târgu Jiu. Fac eu un efort, iau eu cameră la hotel și stau eu acolo. Ce să iei? Dar nu o să stau pe străzi. Ce? Păi îmi iau cameră la hotel, doamna Lăceanu, că doar nu o să stau pe străzi, nu? Că mai am vreo 4 cazuri pe acolo, pe la... Hai, du-te, domne, lasă-mă în pace. Vrei și cameră la hotel? Păi ce, vreți să mă luați la dumneavoastră? Domne... Data trecută mie mi-a venit invitație prin plic că trebuie să predau carnetul de conducere. Unde mă chem dumneata acum? Eu vă chem la hotel acum. Păi cu ce ocazie? Să discutăm, să vedem cum o scoatem la capăt. Auziți? Du-te, și bătaie de la mine. Uite, stați un pic că m-ați enervat. Doamna Lăceanu, deci aici vorbiți cu un organ. Deci vorbiți cu un organ, adică eu... Eu vreau să vă rezolvăm treaba, să fie totul așa, să nu știe lumea că ați făcut ce ați făcut. Dumneavoastră spuneți că mă bateți, mai și râdeți de mine. Să știți că nu-i frumos ce faceți, doamna Lăceanu. Pe cuvânt. Doamne, cred că ori ești prost, ori ești beat. Poftim? Ori deci ești asta prost, ori ești beat. Gata, deci nu. Deci nu o să mai iei carnetul, doamna Lăceanu, în veci, ascultă-mă pe mine. Bine, deci eu... nu o să mai iei carnetul. Nu o să mai pui piciorul, știi pe ce pedală o să pui piciorul? Pe pedala la mașina de cusut. Mă pricep și la mașina de cusut. Aici la noi scrie în acte că sunteți artist liber profesionist. Ce înseamnă asta, artist liber profesionist? Faceți de-alea... Nu sunt, domne, liber profesionist. Ce ai? Eu am... Sunt profesionist liber. Sunt ăia care nu au carte de muncă. Și dumneavoastră aveți carte de muncă? Da, domne, sunt... Sunt profesionist adevărat. Adică ce, în ce sunt domeniul sunteți profesionist? Ce, la Târgu Jiu acolo știu că și în jurul Târgu Jiului am florit asta, foarte mult asta cu făcut de oale, de străchini, de astea. Aveți o chestie de asta de oale, de străchini? Aoleu, ce-mi faci? Doamna Lăceanu. La Horezu. Am, da, la Horezu, mă scuze. Eu am confund mereu, că nu pot să le confund Târgu Jiu cu Horezu. Și cum faceți, păi, doamna Lăceanu? Așa. Luați dumneavoastră carnetul. Da? Permisul de conducere. Da. Buletinul la dumneavoastră, să verificăm dacă sunteți dumneavoastră. Cartea de muncă, să vedem dacă aveți carte de muncă. Așa. Am, domne, carte de muncă. Sunt solist, profesionist. La un ansamblu. La un ansamblu de ce? Un ansamblu artistic.
Și la ce, la ce instrument cântați dumneavoastră? La drâmbă. Am înțeles. Să luați și drâmba cu dumneavoastră când veniți, ca să le faceți o drâmbă, poate cântați la băieți la drâmbă aici, da. Da? Da, știam că e pe drâmba, e pe cale de dispariție, nu mai... Dom'le, spune deci, ce vrei odată că mă sculați din somn. Vă spun imediat unde trebuie să veniți, dar vreau să vă spun că sunteți singura persoană pe care noi am sunat-o în cazuri din astea. Și dumneavoastră râdeți de necazul dumneavoastră, doamne. Deci eu am impresia că aveți ceva la... Aveți ceva da, la... Eu râd și când plâng. Cum adică râdeți când plânge? Că nu înțeleg. Când... Uite așa, râd, după aceea plâng și uite așa. Păi da, ce vrei să fac? Dar soțul ce caz... zici? Ce zice soțul când vă vede că râdeți și plângeți? Nu vă întreabă, doamna Lăceanu, nu vă întreabă așa? Ce să mă întrebe? De ce râzi și de ce plânzi, Ileana? Nu zice și el așa? Păi nu zice. Aolo, ce soț aveți! Dom'le, da. Dom'le, așa vorbesc polițiștii. Da? Ei, cum acum vezi? Am intrat în... Stai moare și cum, na, înțelegi că dacă tot am zis că vin, iau și cameră la hotel, chestii de-astea, iei și drâmba cu tine să cânt și mie la drâmbă. Dom'le, ce treabă ai dumneata cu mine? Bun. La fapt de că hai să vă spun, doamna Lăceanu, doamna Lăceanu, eu văd că dumneavoastră ați dat-o în diverse cu mine. Hai să o dau și eu diverse cu dumneavoastră. Notați, ia. Luați o foaie de hârtie și un pix și notați unde trebuie să veniți cu permisul de conducere, buletinul și drâmba. Eu am vrut să vă scap, da, glumă e glumă, am vrut să-mi îmbunătățesc și eu ziua de dimineață. Gluma e glumă, banul e ban. Da, ziceți așa, notați, doamna Lăce, aveți cu ce să scrieți? Dați un pic. Vă rog frumos. Ia, spuneți. Ia, scrieți acolo. Deci veniți așa. Pe șoseaua Dudești-Pantelimon, așa. Numărul 1-3, da. Inspectoratul etno.ro. Cum? Etno.ro. Etno. Așa. Ce inspectorat etno, domne, acolo și ai o televiziune? Păi la televiziune trebuie să veniți, la Diminescu Cântec, la Jul și la Lavinia, doamna Lăceanu. Da? A fost o farsă, doamna Lăceanu, să veniți cu carnetul la dumneavoastră. Și cu drâmba. Și cu drâmba, da. Frate, dragă dușmani! Hai, domne, ce nu te cunoșteam eu după voce? Păi da, da, mi-au distorsionat-o colegii. Mi-au distorsionat-o colegii din studio, din regie și m-au făcut mai așa, mai gutural. Înțelegi? Acum îmi dau seama, dacă nu mă luai din somn, dacă nu mă desmeticiam, dar mă luai din somn și sunt cu ochii... Acum că știi cu cine stăm de vorbă, nu ți-a plăcut că te-a luat din somn, dar cum ți-ar fi plăcut să te iau? Mă abțin! Știu! La hotel n-a vrut! La hotel, da. La hotel n-ai vrut, aia, da? La, ei, Lăceancu! Băi, domnul comisar, domnul comisar! Da, Urdăreanu! Ileana, nu da. Mai pune piciorul pe... Lasă-o mai ușor, tată! Noi... Deci tot ce ai spus tu e aici adevărat, Ileana Lăceanu e bărbată, doamnelor și domnilor. Ea când o calcă, nu se încurcă, înțelegi? Dă și peste tine, n-ai nicio... Ileanuca, dar nu înțeleg? E soțul tău cu tine? Nu, eu merg singură. Nu, nu, nu. Păi ce să caute Mărin? Nu la hotel, băi, să vii cu el, dacă acum e cu tine. Mărin cu ea în mașină. Mărin s-a aruncă acum, singur de mașină. M-am dacă gândit acum, zic, mă, nu, eu spune nimica, că domnul comisar o invită, o așa. Domnul comisar! N-auzi că și-a luat și ea GPS și când l-a pus pe mașină, GPS a învățat tatăl nostru. Domnul comisar! Da, vă ascult! Ce-ai, dracu dușman! Aia e! Da! Ileana, te pupăm! Să-ți dea Dumnezeu o zi minunată și acum vine melodia cu firația, ai dracu dușman! Și mie la mulți ani două versuri!
Acum să fii sănătos. Mulți ți-a trăiască. Mulți ți-a trăiască. La mulți ani. Lăceanca să trăiască. Piciorul să iubească. La mulți ani. Și noi. Mulțumesc, dar nu știu pentru ce mulțumesc. Da. Pentru melodia pe care o dăm acum. Te pup, să fii sănătoasă. La revedere. Pa, 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 pa. Doamne, deci, nu pot să cred. Spun, deci aveți grijă, frate, vă spun sincer, sigur. Deci când vă întâlniți cu Ileana Lăceanu, deci ea e o femeie pe extraordinară, nu e. Dar nu o călcați pe, că așa, că vă calcă ea pe urmă. Hai, cu melodia și revenim.